aduc la cunoștința opiniei publice o astfel de chestiune care ne arată un lucru, cum spuneam, extrem de grav. Doamna Gabriela Firea și prietenii domniei sale din primăria municipiului București încearcă transformarea PMB în SC Firea SRL. E grav, este în primul rând și un semnal de alarmă pe care îl trag pentru angajații din direcțiile primăriei municipiului București, pentru că practic actul constitutiv al acestei societăți ne arată că se încearcă extragerea responsabilităților și atribuțiilor tuturor celor care compun aceste direcții în primăria municipiului București și mutarea lor într-un SRL.